Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Iată această știre măruntă, dar cu tâlc, zicem noi. Procurorii Constanțeni, deci este oficial, e comunicat de la parchetul Constanța, procurorii Constanțeni au cerut arestarea pentru 30 de zile a unui cetățean care a furat 4 conserve de ton dintr-un magazin în valoare totală de 39 de lei și 66 de bani. Prejudiciul nu a fost recuperat până în prezent. Cred că era o promoție dacă erau la bani ăștia. Da. Cele 4 conserve. Da. Sau erau de alea mici. Sau erau mici, da. Bun, asta e toată știrea. Adică se mai comunică marca conservelor, ora la care s-a comis furtul, numele magazinului, dar aceste detalii sunt realmente nesemnificative. Esența rămâne: procurorii vor să-l bage după gratii pe un cetățean care a furat 4 conserve mici de ton. Și începând de aici putem să căutăm concluzii în două direcții. Mai întâi, am putea să ne întrebăm cât de obtuzi or fi procurorii dacă vor să închidă un nefericit care murea de foame și a furat niște conserve de pe un raft. Pentru că vă rog să observați, prejudiciul n-a fost recuperat. Se comunică. Adică anchetatorii n-au mai găsit conservele, ceea ce înseamnă că probabil infractorul le-o fi și mâncat până să fie prins. Probabil pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere. Și apropo, omul, hoțul asta mă refer, a fost total nepregătit sau foarte înfometat, că el a luat doar tonul. N-a luat și niște măsline, o salată, un ou fiertare, o ceapă roșie, lămâie, ulei, sare, piper să-și facă o salată corectă de ton. Sau niște cartofiori. Sau o maioneză, că faci de-aia. Fasolică verde proaspătă, anșoa, ouă tari, măsline și lăptuci într-o salată nisoază. Sau fusilii, ceapă, roșie, usturoi, pătrunjel, coajă rasă de lămâie și suc de lămâie, ulei de măsline, sare și piper pentru o salată rece de paste cu ton. Sau maioneză. Pentru un aperitiv. Iată. Dacă era foame, lua fasole, Vlad. Tonul a luat. Tonul, dacă te uiți atent, chiar mi-a atras atenția recent, fix tonul ăsta, câte 3 conserve, ăla mai mare, cei drept, care e și mai scump, nu știu, vreo 20 de lei aproape o conservă. Și am văzut la un hipermarket zilele trecute că avea o metodă nouă de protecție. Avea ca un fel de plasă cu alarme pe el, nu mai era pus în niște cutii. Și m-a frapat asta. Zic, bă, dar chiar așa s-a ajuns să fie? Nu se discută că l-a furat. Dar, dincolo de glumă, de salată nisoaz, de ce zicem noi aici, care este rațiunea acestei acțiuni a statului român împotriva unui cetățean care a furat 4 conserve de ton? Cât va cheltui justiția ca să pedepsească un om care a furat 39 de lei și 66 de bani? Ce vor să demonstreze procurorii când cer arestarea acestui nefericit? Unde mai este proporționalitatea pedepsei cu gravitatea faptei? Îl bagi în arest preventiv pe ăsta care a furat 4 conserve de ton, dar îi scapi pe aia care au furat niște zeci de milioane de euro în țara asta. Cum vin lucrurile? Asta este una dintre posibilele concluzii. Cum am zis, că procurorii ar fi obtuzi și inumani. Cealaltă este că, dimpotrivă, procurorii sunt, de fapt, miloși și înțelegători și profund umani. Și, de fapt, prin arestarea acestui suspect timp de 30 de zile, ei vor, de fapt, să ofere cazare plus 3 mese pe zi, acces la duș cu apă caldă, pat cu cearșaf, pernă și pătură, căldură în cameră și posibilitatea de a cunoaște oameni interesanți, totul complet gratuit pe banii statului. Pentru că se poate privi și așa. Evident că cine fură 4 conserve de ton stă atât de rău cu banii, încât poți presupune că el și trăiește în condiții foarte grele, chiar mai grele decât sunt cele din arestul poliției sau din penitenciar, dacă e să mergem mai departe. Pentru că, într-adevăr, în această țară sunt, din păcate, o mulțime de oameni care nu-și permit condițiile minime de civilizație pe care statul este obligat să le ofere celor cărora le ia libertatea ca pedeapsă. Sunt oameni care nu se spală cu apă caldă pentru că nu au acces la apă caldă, care nu pot să mănânce 3 mese pe zi, că nu au bani de asta, care nu pot să doarmă pe un pat cu pernă și cu cearșaf, într-un spațiu închis. Există, din păcate, foarte, foarte mulți oameni atât de săraci în această țară. Oameni pentru care pușcăria este o alternativă superioară de civilizație și de condiții mai bune de trăit. Nu spun că este, Doamne ferește, ideal, dar mai bune de trăit. În momentul în care stai pe stradă, poate că la un moment dat te gândești că vine iarna
Și cine știe, furi 4 conserve de ton ca să ajungi la pușcărie. Vezi cazul recent al eliberatului de la Găiști, care a protestat pe asfalt că vrea să se întoarcă. Da. Da. Și uite, da, Balzac ar scrie mizerabili. Un Balzac modern ar putea să scrie mizerabili pornind de la acest caz. Uite așa, iar rămânem nedumeriți în Republica Fantastică România, unde, iată, nu poți ști de fapt dacă arestarea unui hoț mărunt, fără nicio semnificație, să fim serioși, fără nicio semnificație, este un exces de zel al justiției, care își caută de treabă și nu e în stare să vadă pădurea de copaci, sau, dimpotrivă, un act de îndurare al justiției față de un sărman care n-are ce să facă peste iarnă și își caută cumva un adăpost. Din această dilemă, fiind în Republica Fantastică România, nu putem ieși. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.